uite, dragii noștri, că suntem și la a doua zi de la Bucharest Gaming Week. În spatele lui Răzvan, acolo este prietenul nostru Traian de la Nvidia, care ne mai face câte o vizită din când în când. Cum a fost la Bucharest Gaming Week, la standul nostru, a fost de-a dreptul genial, nu pot să spun că a fost rău, având în vedere că aici a fost tot timpul plin. A trebuit să avem grijă de calculatoare, a trebuit să avem grijă de VR, a trebuit să avem grijă de, cum îi zice, de simulator la auto. A fost o nebunie totală. Nu am avut, sub nicio formă, nu am avut, o jumătate de oră? Am avut o jumătate de oră în care am stat și noi liniștiți? Nu. Ce s-a întâmplat la noi? Au fost competiții de CSGO, au fost premiași cei care au ajuns pe primul loc la Fortnite. Destul de mult. Sau PUBG. Destul de mult. Nu ne așteptam ca atât de mulți gameri să ajungă pe locul 1 în Fortnite sau chiar în PUBG. Lumea s-a distrat pe HTC, într-un joc cu săbiuțe și pe muzică. Și nu în ultimul rând, atracția cea mai ok din punctul meu de vedere a fost simulatorul auto. N-a lipsit nici FIFA, am avut și competiție de FIFA. În genere, lumea a plecat de la noi, pot să spun, fără doar și poate, cu zâmbet pe buze. Ne-am jucat, ne-am întâlnit cu foarte mulți puști din comunitatea PC Garage, dar și cu oameni în vârstă. Am avut niște discuții cu părinții unor copii și mă mândresc într-un fel că ne-au lăudat pe noi, pe PC Garage, pentru ceea ce facem pe YouTube și cum îi învățăm sau cum vă învățăm pe voi anumite tricuri, cum să-ți asamblezi calculator și alte nebuni de genul ăsta. Ce a fost și cum a fost la noi? Am avut sisteme PC Garage Golem V6, care au la interior 2700X, 8 GB RAM, spații de stocare tip SSD și hard disk și, nu în ultimul rând, vedeta sistemului RX590. Lumea a fost mulțumită de cum s-au descurcat ele în CSGO, Fortnite, PUBG și așa mai departe. O să urmeze să îi facem și noi repede un review acestui minunat sistem. Competiții de Fortnite pe același Golem. Perifericele celor de la Razer, că de nu se putea altfel, monitoarele celor de la Dell, de care eu personal am fost încântat. Nu vreau să ridic în slăb, dar am fost încântat de imaginea lor. Overall a fost un eveniment reușit din punctul nostru de vedere și mă bucur și vreau să vă mulțumesc celor care ați trecut pe la standul nostru și ne-a spus: faceți în continuare ceea ce faceți și vă mulțumim din tot sufletul, și noi vă mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi și ne urmăriți materialele pe care le urcăm săptămânal pe YouTube. Asta a fost episodul special de la Bucharest Gaming Week. Vă doresc să aveți o zi excepțională. Ciao!